Stimați reprezentanți ai mass mediei, ați avut comentariul unui procuror scufundat total în dezmăți, pentru că chiar și cei care nu au făcut facultatea de drept înțeleg prea bine că este vorba despre un dosar politic, un dosar fabricat liderului partidului nostru și primarului de Bălți, Renato Usatăi. Atunci când dosarul este fabricat, este ilogic și total absurd să vorbim despre norma legală, respectarea legii și propriu, pentru că noi considerăm că ceea ce prezintă procurorul, ei sunt niște invenții, este un dosar politic, o răfuială a celui care este de fapt stăpânul statului Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, contra oponentului său politic, Renato Usatăi, și fiindcă nu poate să-l devanseze în cadrul legal, prin argumente, iată, i-a fabricat a nu știu câtelea dosar, pentru că justiția este subordonată politic lui Plahotniuc, și acest procuror care apare în fața dumneavoastră, evident că nu, el este sigur, poate, că va învinge, va triumfa în acest dosar. Procurorul este în aceeași coaliție cu judecătorul, pentru că vorbim despre o justiție controlată politic și nu o justiție sau un procuror care acționează în baza normei legale.